Bună și bine v-am regăsit! Eu sunt Ștefana, iar astăzi vă invit în atelierul meu de creație. Ei bine, pentru astăzi v-am pregătit o activitate puțin mai interesantă. Vă propun să realizăm împreună un mini videoproiector. Dar cum putem să realizăm un mini videoproiector? Ei bine, este foarte simplu. Vom avea nevoie de un tub de la hârtie igienică, o folie transparentă, un elastic, o formă decupată, eu am pregătit un fluturaș și un lipici. Pentru început, această folie transparentă o vom așeza peste tubul de la hârtia igienică, astfel încât să fie acoperită partea de sus. Iar acum, cu elasticul, vom prinde folia. Am prins folia cu elasticul, iar acum tot ce mai trebuie să fac este să lipesc forma decupată peste folie. Am lipit și fluturașul, iar acum am să pregătesc o lanternă pentru a putea încerca experimentul. Pentru a putea încerca mini videoproiectorul nostru, în cameră trebuie să fie întuneric, fiindcă mini-videoproiectorul nostru va proiecta pe perete cu ajutorul lanternei. Eu am pregătit tubul și lanterna, iar acum să încercăm experimentul. Super! Fluturașul nostru se vede într-adevăr pe perete. Arată minunat! V-a plăcut acest experiment și abia aștept să ne întâlnim la un nou clip video. Pa, pa!